Foarte bine că ați dat click, pentru că urmează o discuție din acelea cu Vladimir Tismăneanu, istoric al comunismului și profesor de științe politice la Universitatea Maryland din Statele Unite. Eu sunt Laurențiu Ungureanu și vă spun de la început. Până vă obișnuiți să intrați singuri pe canalul nostru de YouTube, apăsați butonul de subscribe și clopoțelul pentru notificări, așa ca să nu mai pierdeți astfel de discuții. Cel mai bun pretext pentru dialogul pe care vi-l propun astăzi este acest volum, Aventura ideilor, proaspăt ieșită de sub tipar la editura Humanitas. E o carte de eseuri și reflexii despre secolul trecut, redate așa sub forma unor piese de puzzle, care împreună alcătuiesc un tragic tablou al secolului 20, aflat sub influența ideologiilor totalitare. Ar putea fi o simplă carte de istorie, dar e mai mult decât atât. E o carte pe care atât autorul, cât și evenimentele politice din ultima vreme o fac să fie foarte, foarte actuală. Cum ne putem elibera de mrejele ideologiilor totalitare este subtitlul acestui volum și cred că e bine să avem acest subtitlu în minte atunci când ne uităm la ce s-a întâmplat în SUA sau în Franța la finalul săptămânii trecute. Dar încep cu altă știre. Știrea e așa. Curtea Supremă Americană a decis luni că președinții au imunitate pentru ce fac în funcție, având în vedere că unul dintre procesele lui Donald Trump vizează fix încercarea de a întoarce rezultatul alegerilor din 2020 în timp ce era președinte. Domnule Tismăneanu, încep abrupt. Ați urmărit dezbaterea prezidențială dintre Joe Biden și Donald Trump? Cum sunt francezii, elas, da. Cum s-a văzut de peste ocean prestația celor doi, foarte comentată și în România? A fost sub orice așteptare, deși mă așteptam ca Biden să-și capeteze, să spun astfel, nu mă așteptam să fie practic paralizat. Una este să-și capeteze sau să te bâlbui un pic și alta este să fie o lungă, lungă bâlbâială. Și soporifică, adormitoare, parcă luase tranquilizante în loc să ia, cum i-a spus John Stewart sau cum mai știu care i-a spus, luați, domnilor, enhancement, body enhancement pills. Așa. Celălalt nici nu mă mira, nu făcea decât se schimonosea, făcea zâmbre, făcea tot felul de figuri. Deci eram undeva între un personaj senescent, ca să nu zic altfel, și un personaj de circ. Deci eram între clinica de geriatrie și circul Struțchi, nu știu cum să spun. Deci am stat și vă spun sincer că după o oră am spus că m-am săturat, m-am dus să citesc și asta a fost. După care a doua zi dimineața am întrebat-o pe nevastă mea care au fost reacțiile, că de obicei după 10-11 seara prefer să nu mă uit pe diverse știri. Și mi-a spus, teribil, e practic, e revoltă în Partidul Democrat. Până una alta n-a avut loc revolta din Partidul Democrat, dar este cert că e nevoie de o reîntoarcere a spiritul constituțional real din această țară și totuși predau din la Maryland din 90 la University of Pennsylvania din 84. Deci sunt câți ani? Din 84? 40 de ani la catedră. Dacă să ocotim cam câți studenți am avut în această perioadă la cursuri introductive, nu discut doctorat, vorbesc despre undergrads, vorbim de mii de studenți, nu? Ei bine, sigur că nu cu toți stau de vorbă, dar le citesc lucrările și mulți stau de vorbă. America nu e la pământ, cum o descriu foarte mulți. Universitățile nu sunt la pământ, cum afirmă unii și alții. Sigur că au loc niște lucruri pe care media le le hiperbolizează. Dar și nu critică, nu o să fac interviu cu dumneavoastră, că aici să încep să critic mediile de informare. Dar e greu să nu vezi, de pildă, suntem o universitate de 35.000 de studenți, situată pe două linii de metro, vorbim curând, la distanță, eu știu, de Washington pe linii de metro, de 10 minute, 15 minute maximum. De centrul Washington. Deci suntem o universitate metropolitană. Vin și de cercetare față de alte universități. Este colosal ce se petrece în cercetare la Maryland. Și noi n-am avut. Au fost niște demonstrații. A vorbit congresmanul Jamie Raskin, care a vorbit foarte frumos. Au venit unii și au vrut să-i oprească și Raskin a spus, dar de ce să-i opresc? Lăsați-i, domnule, să demonstreze cât vor. Deci poziția mea este că nu e în pericol nici libertatea de expresie. Sigur că sunt o mulțime de lucruri care putem să le discutăm, dar nu cred că suntem atât de ideologizați. Franța, pe de altă parte, cum scriam recent chiar pe pagina mea Facebook, problema cu Franța este
că acolo s-a născut ideologia și conceptul de ideolog. Franța trăiește în ideologie. Totuși, leadership-ul politic american pare la o mare diferență față de ceea ce descrieți că ar fi capacitatea studentului average, studentului mediocru din universitățile americane. Pentru mediu, nu neapărat mediocru. Mediu. Cum au ajuns americanii să aleagă între aceste două personaje, unul care pare prea în vârstă să conducă țara pe de-o parte, iar celălalt care pare să nu accepte delimitarea dintre minciună și adevăr? Parte din, ca să luăm fenomenul Trump, eu nu cred că avem un fenomen Biden. Fenomenul Biden continuă fenomenul Obama și continuă fenomenul în general al Partidului Democrat. Mutația s-a produs cu Partidul Republican. Dacă îl comparăm pe Trump, să spunem, cu Romney sau cu W sau, mă rog, tradiția Partidului Republican, s-a produs un fel de plebeizare. Deci, deși Trump este miliardar, nu asta e problema lui financiară, dar știe să a reușit să aducă un tip de discurs în centrul narațiunii politice și să-l facă, dacă nu respectabil, măcar tolerabil. Și faptul că acest tip de discurs pe care eu îl consider la frontiera cu extremismul, nu e neapărat totul extremist la Trump. E o eroare, adică și democrații au deportat de la graniță și așa mai departe. Nu tot ce spune Trump e extremist și în orice caz Trump nu-l subsumez categoriei de fascist. Fascismul presupune multe alte lucruri, inclusiv o ideologie bine construită. Putin, aha, acolo putem vorbi de ruscism și este o formă de fascism. Foarte adusă la zi, bineînțeles. De trumpismul este mai mult un fel de improvizație în jurul unui personaj versatil, cum să numesc eu, un fel de hidrargir al politicului, nu? De mercurial în toate sensurile acestui cuvânt. Cum s-a ajuns la acest lucru? Parțial prin relativizarea adevărului de care ați vorbit la început și care nu a venit neapărat din partea republicană. Trump l-a preluat în mers. Dar a venit și din partea unor, să spunem, comunități academice, care în genere sunt considerate de stânga. În genere, toată această chestiune cu cancel culture și cu shaming și așa mai departe, înainte să fie făcută de stânga la ora actuală, era făcută de dreapta. Deci aveai accuracy în academia, accuracy in the media, accuracy, și te urmăreau fără oprire. E bine, acum s-a transformat. Stânga a preluat un tip de metode pe care le vedeam în urmă, eu știu cum, 10-15 ani, dinspre dreapta. În genere, e bine să fim foarte atenți cu stânga și cu dreapta, cum le folosim, și la fel și cu liberal și conservator. Trump nu este un conservator. Trump e și divorțat, nu mai știu, de 3 ori. N-are probleme cu avorturile, se vede. Și așa mai departe. Deci marile teme ale conservatorismului, care sună puțin excentric pentru urechile europene, dar marile teme ale conservatorismului nu îl afectează în mod deosebit pe Donald Trump. Conservatorismul lui Trump este mai degrabă, cum spuneam, eu tot timpul spun că trebuie să ne gândim la Perón în Argentina, Juan Domingo Perón, care spunea: am două mâini, o mână dreaptă și o mână stângă. Cei care se uită la asta, eu sunt în fața ecranului, deci asta e dreapta și asta e stânga. Și le folosesc și o folosesc pe fiecare când e nevoie și cum simt eu că e necesar. Deci, din acest punct de vedere, ideea de a-i pune într-o cutiuță, asta e stânga, asta e dreapta și aici e centru, nu cred că ține foarte bine în Franța și în mod cert nu ține în România de astăzi și nu sunt foarte sigur că ne asigură spațiu de înțelegere în Statele Unite mai bun decât, să spunem, alte categorii pe care le putem folosi. Dar sigur, ce vreau să spun este că în Statele Unite acum, nu mai știu, cred că este în începutul anilor 60, în 65-66, un mare sociolog american, Daniel Bell, a publicat o carte care se chema The End of Ideology. O carte esențială. Și de desubt era subtitlu despre, nu cred că s-a tradus și în românești, dacă nu încearcă să o traduci. Okay. Daniel Bell, The End of Ideology. On the exhaustion of radical political ideas in the 20th century. În 65. Și în 68 a venit 68, care nu mai epuizarea ideologiilor politice nu era. Era reîntoarcerea ideologicului.
Deci cam asta ar fi răspunsul meu prea lung pentru o întrebare foarte bună. Da, revin un pic totuși la scena politică americană și vă întreb cum face față Joe Biden fenomenului trumpist. Cum ați descrie bidenismul, dacă îmi permiteți această trivialitate? Jurnaliștii au spus că prestația sa este dezastroasă și unii și-au pus întrebarea dacă ar trebui sau nu să se retragă. Dumneavoastră ce credeți? Sunt mai multe lucruri. Zilele trecute pe internet am noroc cu fiul meu, care urmărește foarte mult discuție, mai și participă uneori și scrie, și care mi-a spus că au apărut de acum comparații între Jill Biden și Elena Ceaușescu. Jill Biden, da? Este pe coperta revistei Vogue recent. Da, singură, dacă apărea cu el, aș vrea să nu mai țin minte, dar cred că Zelensky, când a fost pe coperta Vogue, a fost cu Olena Zelensky. Că erau amândoi, pot să fac o verificare, dar cred că nu greșesc. Eu și atunci, eu sunt un fan Zelensky și îl susțin cu entuziasm, dar atunci am spus că nu e cea mai înțeleaptă idee să apară chiar și cu soția și așa mai departe pe coperta revistei Vogue când se moare în tranșeele Ucrainei. Pur și simplu, da, s-ar putea să fiu eu de mod veche și să fie absolut ok și asta. Deci am fost o opinie personală. În momentul de față sunt foarte multe intervenții ale lui Jill Biden care amintesc un stil autoritar și un stil intruziv pe care am tot citit de recent pentru lucrurile cu filmul la o biografie a lui Ceaușescu, mă rog, pentru o editură engleză, și tot recitesc o mulțime de lucruri. Nu-mi trebuie ceva nou, pentru că l-am studiat pe Ceaușescu, vorba de 50 de ani, voi ați scris cartea cu apostolii și așa mai departe. Cam știu și mulți nu folosesc, deși este și o știu de la Nicu, cheia înțelegerii mentalității lui Ceaușescu, cred că o folosesc și în carte. Nicu mi-a spus-o când aveam 14 ani, tai că mi-are o vorbă, să-i tai mâțe coada și să o lași să creadă că e mâță. Deci o știu de la Fiusu. Deci încercarea de a scrie sute de pagini despre Ceaușescu și a nu folosi o idee care îți arată aici și viclenie și cruzime și inteligență. Sigur, putem să spunem, Mihai Botez spunea, marxist rudimentar, dar marxist. Deci rudimentar, sigur că a fost rudimentar în multe privințe, nu în toate. Bun, revenind la bidenism, nu cred că există un bidenism, este în general ideologia parțial progresistă, dar în mod cert liberală, a Partidului Democrat, care încearcă să acomodeze, să se adapteze diverselor grupuri de presiune, între altele. Amintiți-vă de vizitele lui Biden la General Motors și alte întâlniri cu sindicatele. Unul din să spunem, vehiculele care întăresc Partidul Democrat tradițional sunt marile sindicate, EFL și CIO, nu CIA, CIO, Central of Industrial Organizations. Așa. Deci, și alte lobby-uri foarte importante. Lobby-ul, inclusiv lobby-ul populației de culoare, lobby-uri islamice. Și aici apar mari probleme, pentru că este din ce în ce mai fracturat, să spunem, sprijinul. Pe de altă parte, suntem în situația unde să se ducă în altă parte, pentru că aceste lobby-uri nu au cum să se ducă la Trump din N motive. Și atunci vom avea, cred eu, în generația filmului, în generația, nu mai știu, X, nu mai urmăresc Z-urile și X-urile și așa mai departe din generații, dar generația, să spunem, care votează acum prima oară, cred că va fi un mare absenteism. Pentru că nu vede, și asta o știu de la studenți, ci de la studenții mei, nu fac sondaje de opinie între studenți, dar stăm de vorbă. Și vreau să spun foarte clar, n-am nici cea mai mică inhibiție, am vorbit studenților mei deschis despre o mulțime de lucruri, inclusiv în perioada de după 7 octombrie și perioada, violenței organizate statal a Israelului împotriva populației civile din Gaza. Deci mă situez pe o poziție, vreau să sper, echilibrată și rațională în toate aceste chestiuni. Deci ce este important la Biden, și să vedem cum se adaptează Trump la acest lucru, este, dacă vrei, doctrina Truman a fost legată de încercarea Uniunii Sovietice de a lărgi nu numai zona de influență, dar și zona de dominație. Și a venit pe fondul războiului civil din Grecia.
Doctrina Biden, am spus eu la vremea respectivă și mai mulți amici, am scris-o, nu știu, pe Substack sau unde am scris-o, și au spus, o, ferească Dumnezeu să avem o doctrină Biden. Nu, doctrina Biden a fost formulată imediat după agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei la Varșovia, în discursul lui Biden, în care echivalentul doctrinei Truman, în momentul în care Rusia atacă un stat suveran, etc., etc., Statele Unite și NATO se simt datoare sau au datoria de a acționa. Era o aducere la zi, de fapt, a doctrinei Truman. Deci, în politica externă, dacă Trump va reuși să articuleze un discurs care să liniștească, pentru că majoritatea americanilor sunt în favoarea ajutorului pentru Ucraina. Asta și explică de ce speakerul Camerei Reprezentanților, dincolo de faptul că i s-au prezentat documente, fiind numărul 3 în succesiune, dacă s-ar ajunge Biden lemn, Mike Johnson i s-au prezentat documente de la National Security Council și când a văzut ce a văzut, a spus ok, votăm. Deci, pe care nici voi, nici eu nu le-am văzut, dar știu cât de repede s-a produs schimbarea lui de atitudine după ce au fost prezentate. Pentru că și Trump, în ziua când va intra, să zicem, ipotetic, ar intra în biroul oval și va primi National Security Reports. Nu va mai spune că el poate rezolva situația din Ucraina întâlnindu-se cu Putin. Va rezolva deci, situația din Ucraina încă înainte de preluarea mandatului, așa spunea în dezbatere. Dar apropo de legătura dintre războiul din Ucraina și alegerea președintelui Statelor Unite ale Americii, ați spus că dezbaterea despre care vorbim a fost soporifică și nu doar dumneavoastră ați preferat să dormiți în timpul discuțiilor, ci și Vladimir Putin, așa spune Kremlinul. Nu cred că vă puteți aștepta ca președintele rus să-și pună alarma, să se trezească dimineața de vreme, să urmărească dezbaterea, zice cu ironie purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Și mai adaugă el că Rusia nu a intervenit niciodată în campaniile electorale. Explicați-ne, vă rog, ce legătură este între alegerile din Statele Unite și războiul din Ucraina, cum se pot influența și ce legătură au aceste alegeri practic cu România? Alegerile din Statele Unite, își pun amprenta sau își vor pune amprenta asupra destinului NATO. Despre asta este fundamental vorba. NATO și UE sunt interlocking, se întrepătrund, dar nu sunt același lucru, nu sunt sinonime, au cu totul altă. UE este, nu e Canada, NATO este Turcia și așa mai departe. Avem diverse diferențe mari. Viitorul NATO este esențial, pentru că nu se joacă o partidă strategică locală și cu mize locale, chiar și continentale, ci se joacă o partidă cu mize globale. Ceea ce a făcut Putin în momentul de față, de fapt din 2014, 10 ani, 10 ani în urmă, dar lumea s-a trezit târziu și prin urmare Putin a putut să continue și să pluseze prin diverse calcule greșite. L-a citit greșit, de pildă, pe Zelenski, a citit greșit posibilitatea ca vestul să se coalizeze. Sunt o mulțime de gafe care se pot fi găsite și nu le spun eu, le-a spus și Prigojin și știm cum a plătit. Dar pentru că a fost un an de la momentul Prigojin. Ce vreau să spun este că Putin încearcă să construiască o ideologie nu numai a rezistenței față de capitalismul democratic sau, dacă vreți, democrația de piață sau cum vreți să o numiți, în care există câteva elemente centrale și pe care le accentuez și în carte. De altfel, unul este posibilitatea tragerii la răspundere. Păi, ce s-a votat încă? Aici e problema cu ce a spus Curtea Supremă. E o mare problemă, pentru că orice președinte, fie el Biden, fie Kennedy, fie străbunica mea, nu contează cine e acolo, nu poate fi deasupra legii, și a nu fi deasupra legii înseamnă posibilitatea de a fi tras la răspundere, care în engleză este termenul foarte bun, vorbim în engleză amândoi, accountability, to hold somebody accountable.
Nu poți să-ți faci de cap în birou OVA și nu poți să-ți faci de cap cum face Putin. Deci el n-ar putea, dacă ar exista accountability. Și asta a încercat să facă Alexei Navalny. Nu, să creeze mecanisme de tragere la răspundere și să mobilizeze societatea civilă în direcția aceasta. Știm că a existat tot felul de instituții, nu, Transparency, multe din ele care erau menite să supravegheze corupția și au devenit mai corupte decât corupția pe care o supravegheau. Nu vreau să dau exemple, dar sunt știute. Pentru că există ceva, eu știu, aproape irezistibil în corupție. Unii oameni au, mă rog, norocul de a fi prin natura lor neinteresați de corupția materială. Eu n-am nici un pic de interes material. Nu mă interesează, pur și simplu. Ce am spus, vai, dar stai în aceeași locuință de 30 de ani. Păi o să stau până mor, adică îmi place foarte mult aici și de ce m-aș muta? Păi n-ai bani? Păi dar nu mă interesează dacă am sau nu. Deci nu, alții, e nevoia asta, la un moment dat, cine a scris? Da, este instinctul mimetic și este instinctul pe care l-a descris Fukuyama în sfârșitul istoriei, care este instinctul timotic. Vrem să fim precum, ideea lui era că democrația liberală este atât de atractivă, nu toată lumea va dori să facă, să practice democrația liberală. Recent a publicat un articol în revistă unde scriu și eu, și el e coeditor, și care se cheamă American Purpose, și a publicat un articol în care și-a apărat din nou teza din 1988. Despre sfârșitul istoriei și cred că aparatul, dacă aveți timp să vă uitați, American Purpose, Fukuyama, și veți găsi, cred că a fost și tradus în Comunitatea Liberală, care este o revistă care, online, care apare în românește. Deci hai să revenim la carte și la idei. Se află flancul estic al NATO în pericol, având în vedere ascensiunea lui Putin, având în vedere alegerile din SUA? Vom vedea, pentru că unul din primele drumuri ale lui Donald Trump după ce a fost ales președinte a fost la Varșovia. În genere, este bine să studiem aceste lucruri lăsând pasiunile ideologice cât putem deoparte. Dincolo de retorica lui Trump și altora, investițiile sau investiția anuală a Statelor Unite în NATO n-a scăzut, a crescut sub Donald Trump. De asemenea, sunt lucruri care trebuie să-i fie recunoscute. Nu cred că are ca program, o să vedem ce se petrece în celelalte dezbateri, dar nu cred că are ca program sfârșitul NATO. Reveni la volumul, vă rog. Dacă sfârșitul NATO, România rămâne practic expusă nudă în fața unui satir dornic de orgii. Despre asta e vorba. Știm ce face Putin când vrea să ocupe o țară. Poate să ne spună partida rusă de la București de 1000 de ori, că nici vorbă, că nu mai vreau să dau exemple de persoane pe care le-am și promovat eu însumi și care acum ne asigură că da, dar să ne gândim și la punctul de vedere rusesc. Păi sigur, trebuia să ne gândim și în 46 când au furat alegeri la punctul de vedere rusesc și să ne tot gândim la punctul de vedere și la marea cultură rusă. Sunt câteva articole în acest volum în care spun, în primul rând, că cred că niciunul din cei care reprezintă interesele rusești în momentul de față în presa română nu vorbește, vorbesc rusește și citesc rusește. Eu cred că ei nici măcar nu vorbesc sau citesc. Măcar să fie experți sau măcar la Arlus, Asociația Română pentru Legăturile cu Uniunea Sovietică, reprezentanții Arlus știau rusește. Asta este diferit. Leonte Rudu vorbea, v-ați ocupat de apostolul. Și de perfectul acrobat m-am ocupat, citindu-l, bineînțeles. Da, păi ăștia vorbeau bine rusește. Dar l-au iau pe taică, că n-a avut funcțiile lui Răutu, nici vorbă, dar aveam colecțiile marilor scritori ruși, opere complete, deci în casă. Deci erau, măcar și te pricepeau la ceea ce încercau să transmită. Deci nu cred că, deci sunt împotriva unui tip de, două lucruri care aș zice că îndrăznesc să mă opun curentului. Unul ar fi catastrofismul, că suntem pe marginea prăpastiei și totul riscă să se prăbușească. Și cealaltă eroare ar fi, hai să o numim,
conciliatorismul sau neutralismul. Și care încearcă să spună că dacă ești de centru, trebuie să te situezi cumva în afara marilor pasiuni. Nu se poate să te situezi în afara marilor pasiuni. Cartea lui Richard Pabst, Istoria Revoluției Ruse, începea cu, știu că vor fi liberali care vor avea probleme că îl citesc tocmai pe Richard Pipes, a fost un mare istoric. Richard Pipes începea cu despre lucrurile pe care oamenii le fac cu pasiune, nu poți să scrii fără pasiune. Așa este. Deci, ideea de sine, ira, et studio, vom fi extrem de neutri. Nu poți fi neutru când îl vezi pe Peskov cum te minte în față. Deci, și acum, pentru că urmăresc foarte atent, am apărut o carte despre, și tradusă în românește, despre democrația totalitară a lui Putin. Aici îndrăznesc să-l contrazic pe domnul Peskov, care nu știu dacă știți, parcă în carte sau dacă nu, dar fiul lui e căsătorit cu nepoata mareșalului Budionei. Îmi place la nebunie chestia asta, era armata de cavalerie, nu a lui. Citiți Isaac Babel, cartea Armata de Cavalerie, e cavaleria lui Budionei, deci Peskov vine din nomenclatura, cea mai înaltă nomenclatură, prin toate legăturile și e plin. Păi e nepotul de fiica lui Vyacheslav Molotov, e unul din consilierii lui Putin, Vyacheslav Nikonov. Și așa mai departe, deci este continuitatea cu un anumit model țaristo, autocratic, oligarhic și așa mai departe, este foarte periculos pentru Europa Centrală. Gândindu-ne la acest tip de continuitate, gândindu-ne la pericolele care amenință granița noastră, flancul estic al NATO, vreau să vă întreb, făcând referire la acest volum, la aventura ideilor, ce ar trebui să învețe leadership-ul american din trecutul sovietic al Europei de Est? În primul rând, ar trebui să înțeleagă că atunci când liderii totalitari și îl văd pe Putin ca neototalitar, sigur că nu e Stalin, dar sunt destule elemente. De fapt, nu, răspunsul ar fi așa, nu e Stalin, dar poate fi, dacă vrea. Deci aici e important, a creat un sistem în care dacă vrea, poate dă o lege, așa cum a dat legile despre cine e agent străin, despre ce poți spune elevilor în orele de istorie, nu mai poți să spui nimic decât linia oficială care apare în manual și asta este. E România în anii 50, e manualul lui Roller, acum e manualul lui Putin. Deci ăsta este. Și deci că trebuie să luăm foarte în serios declarațiile. Sigur că este enorm de multă minciună, dar Putin, e un articol, cred că în carte, în care am folosit termenul rusesc Vraniov. Vraniov nu e chiar luj, minciună. Este o minciună de cu totul aparte și care este minciuna celui care eu te mint, tu știi că eu te mint și eu știu că tu știi că eu te mint. Și în acest joc trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că ei mizează pe minciună ca parte a slăbirii Occidentului. Au de patrie virtute, nu? Pace, pacifism. În anii 50, Andrei Bleșu ne-a reamintit într-un articol că cererile pe care le făcea la sfatul popular, să spunem Consiliul Popular, se trebuiau să se termine cu trăiască lupta pentru pace. Aveai treabă, n-aveai treabă, tu cereai de fapt să-ți mai verifici odată chitanța de la electricitate. Nu știu ce puteai sau să se mărească subsolul, nu mai știu. Chestiuni de administrație locală, de gospodărie locală, care se terminau cu trăiască lupta pentru pace sau, dacă vrei, altă variantă, luptă pentru pace. Deci pacea era și la fel, Putin nu are război, nu? Deci când Putin spune că e o operațiune militară specială, păi și Stalin a numit alianța imperialistă cu Germania pact de neagresiune. Întrebați-i pe polonezi dacă a fost neagresiune. Se întrebăm pe Basarabeni dacă a fost neagresiune. Evident că era un pact pentru agresiuni împreună, nu? Pentru agresiuni în coaliție. Și a fost un pact de briganți.
Ce face Europa în acest timp? Am avut pe 9 iunie alegeri europarlamentare. Bănuiesc că ați văzut rezultatele, mai ales în Franța rezultatele au fost surprinzătoare, dar și în România am avut rezultate ce pot fi analizate. E România altfel după aceste alegeri? Ce se prefigurează? Pentru dumneavoastră, care a fost concluzia în urma votului din 9 iunie? Că largi segmente, grupuri, straturi sociale care sunt legate de modernitate, de pildă care citesc platforma Hot News sau alte platforme, G4 Media și așa mai departe, nu au avut reprezentarea, nu sunt reprezentate practic în ceea ce se vede, asta ar fi un element. Al doilea este un declin calitativ al clasei politice. Este șocant. Deci vă spun ca om care am venit în România, n-am mai venit din motive parțial, am avut o criză de sănătate, mă sunt absolut ok acum, dar și-a mai venit și COVID-ul pe capul nostru, dar una peste alta, diferența de clasă politică, de calitate a actului politic și a clasei politice, să spunem chiar cu perioada Năstase. Nu știu, mai vreau să eu știu, comparați. Nu discut aici despre corupție, despre plagiate, despre alte chestiuni care sunt dătătoare de seamă, sunt revelatoare. Dar este așa un fel de o combinație de indolență și insolență. Deci este un dispreț pentru electorat și mai ales pentru electoratul pro-occidental și educat, pentru că România în direcția asta merge. Și vreau să sper că, eu știu, un USR regândit și așa mai departe, va avea o voce în politica românească, pentru că, după părerea mea, PNL-ul este, de fapt nu mai există PNL, nu mai există nici PSD, USL-ul este vechea alianță pe care am văzut-o cum acționează, nu? În 2012 și așa mai departe, și unde interesele, cineva, nu mai știu cine a votat, doamna Lasconi, am văzut un clip electoral în care vorbea despre salariile din România și că un angajat al guvernului sau ceva de genul ăsta are un salariu mai mare decât salariul ăsta de președintele SEO. Nu știu acum dacă chiar așa o să lucrez, probabil că cine verifică o fi văzut, dar tensiile speciale. De ani de zile, acest lucru continuă, sfidând, de fapt, populația. Unora nu le pasă, alții nu înțeleg și uite așa continuă o serie de abuzuri. Deci cred că problema României în momentul de față este problema partidelor și aici cred că am citit chiar azi pe pagina lui Facebook, poate așa scris în bursa, Cătălina Vramescu, unul din prietenii mei, a avut un articol foarte bun despre partidele, s-a uitat la structura partidelor politice din România și are lucruri foarte de bun simț acolo. Deci ce trebuie regăsit? Trebuie regăsit simțul realității și simțul responsabilității. Sună puțin abstract, dar ce să facem, asta suntem politologii, ați făcut științe politice. Cum vedeți simțul responsabilității în ce privește coaliția de la guvernare și cum vedeți simțul realității în ce privește USR, un partid cu un scor sub așteptări, dar care tot încearcă să se reformeze? Este prestația Elenei Lasconi de natură să ajute scorul partidului și este scorul coaliției de natură să salveze această coaliție care se destramă sau nu se destramă? V-am pus 7 întrebări într-una singură. Da, și o să fiu foarte prudent, pentru că dacă o să fiu foarte tranșant, sunt unii care urmăresc foarte atent, fac o captură și spune Tismuleanu, acum 5 ani, a zis că nu urmărește foarte atent realitățile din țară. Și acum are păreri despre Lasconi, lăsând gluma deoparte, urmăresc, evident. Și am cunoscut știu, câțiva din liderii USR, actualmente sunt prieten cu care cred acum la reper Cătălin Teniță și așa mai departe. Există oameni din țară cu care corespondești și citesc în momentul de față, nu trebuie să fii fizic prezent acolo, dar sigur există și capcane dacă nu ești prezent la fața locului. Eu mereu invoc frumoasă sintagma lui Friedrich Nietzsche, patosul distanței, dar, cum mi-a spus odată Mircea Mihăiești, patosul distanței uneori te face foarte departe, te duce foarte departe.
Adeseori servește, dar uneori îți poate juca feste. În ce vă privește, depărtarea aduce cu siguranță obiectivitate și aș vrea să-mi permiteți să pun aceleași întrebări una câte una. În primul rând, cum vedeți prestația Elenei Lasconi? Este ea de natură să mobilizeze votanții tradiționale ai partidului sau dimpotrivă îi demotivează să meargă la vot? Eu cred că e o prestație, mă amintesc că sunt, nu mai știu câți ani au fost anul ăsta, sunt 90 de ani de la nașterea ei, o mare jurnalistă care a fost Tita Chiperi Vasiuc, lucra la Dilema. Tita Chiperi mi-a spus când era vorba cine să fie candidatul prezidențial al se numea Convenției Democratice. Nu? Și țin minte poziția, ea avusese o mulțime de conflicte și de dezacorduri și așa mai departe. Se cunoștea foarte bine cu Nicolae Manolescu, fiele ambilor țărâna ușoară. Și ea mi-a spus, dincolo de toate rezervele pe care le-aș putea avea eu uman față de Nemanolescu, el ca și Elovinescu, semna Nemanolescu, mi-a tot timpul acolo Nicolae, el semna Nemanolescu. Și asta era foarte important. Sau G. Călinescu, n-a semnat George Călinescu. Așa. Și Nemanolescu era, Tida îmi spunea, cel mai bun în domeniul lui. Lucru care nu puteai să-l spui despre Emil Constantinescu, oricât te-ai fi străduit. Din nemotive. Era un om respectabil, un om simpatic, mă rog, putem spune multe, dar nu era o autoritate națională. Manolescu era instanța critică pentru orice se interesa de cărți și de literatură. Da, Lasconi are un trecut interesant, am văzut câteva clipuri și cred că vine dintr-o zonă deschisă spre Occident și, nu, și aș spune ceva care n-a fost exploatat, cred eu, suficient și ar trebui făcută, să puteți face o discuție. Când a spus un cuvânt foarte important, eu tot scriu de 2012, bar chiar mai devreme. Da? Vladimirovici cu Vladimir Tismarean, nu avem una în diferență și știu multe din ce a fost acolo. Și când Vocea Rusiei a început să se ocupe intens de mine și de Horia Patapievici în 2011-2012, le-am spus, bă, fraților, în emisiunile în limba română, voi credeți că nu știu? Păi părinții mei au lucrat la Radio Moscova, eu știu cum funcționează chestia, cum se trimite, la ce nivel, unde se aprobă, cine să fie atacat și cum să fie atacat. Deci asta fiind vocea, fostul vorbește Moscova, nu asta era vocea Rusiei. Ce-i de exploatat în legătură cu Elena Lasconi? Ea a spus clar despre episcopul Tomitan sau despre cine a fost vorba, coloana Rusiei. Eu am zis Partida Rusă. Și aici, de ce spun Partida Rusă? Pentru că cu ani de zile în urmă, într-o conversație cu un om care a jucat un rol important în protocronism, vorba de istoricul religiilor, care a fost Dan Zanfirescu și un propagandist extrem de vocal al ceaușismului, mândru și informator de securitate, între altele, și pe care l-am cunoscut relativ bine, din cauza fostei lui soții, care era redactor la Editura Meridiane și tatăl meu lucra la Meridiane, în fine, l-am cunoscut. Și el mi-a spus, dragul meu, vorbea bine rusă, dragul meu Valorie, n-am să uit, vorbea foarte bine și era slavist. El a publicat scrisurile Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Și el mi-a spus, în România a existat, există și va exista în totdeauna o partidă rusă. N-am să uit, uite așa, eram prin 74, aveam 22-23. Și zic, vă referiți la comuniștii moscovici? Nu mă refer la ei. Ăia pot fi dați deoparte și vor fi alții. Dar înainte de cominterniști au existat o partidă rusă și în secolul XIX. Cum reușește coaliția aflată la guvernare, care a fost stabilită tocmai pentru a aduce stabilitate față de această partidă rusă despre care vorbiți, cum reușește să-și îndeplinească scopul și să garanteze un act de guvernare pentru cetățeni? Aici trebuie văzut. În primul rând, ideea comasării mi s-a părut discutabilă, dar nu e rolul meu să spun ce trebuie să facă clasa politică și diverse partide din România. Mă abțin să intru în polemici aici despre ce se petrece în America, încerc să nu intru în polemici nici cu. Asta e diferența față de mine acum 10 ani. Încerc să păstrez un
Nu sotto voce, dar moderato cantabile. Deci, așa, și cum se cheamă un film și un roman celebru. Deci, cred că România are nevoie de o schimbare a garniturii politice. Mie mi se pare că este, se vede cu ochiul liber lipsa de imaginație politică, mediocritatea, meschinăria, dacă vreți, și așa mai departe, și disprețul ciocoiesc care continuă să fie marca atitudinii acestei clase politice. Ce căutam? Uitam de pildă la o scenă care cred eu că spune destul de mult apropo de partida rusă. N-am nimic cu domnul Ciolacu, nu l-am întâlnit în viața mea, nu intră pe agenda mea de întâlnire și așa mai departe. Avem, ca să spun, rolodexuri diferite. Țineți minte când spuneai cărțile de vizită. Dar să se întâlnească cu partidele și se duce și se îmbrățișează cu cine? Ce-a vrut să transmită prin îmbrățișarea cu doamna Șoșoacă? Sună oximoronic doamna Șoșoacă. Efectiv, e o contradicție în termeni, cum se spune în logică, dar doamna Șoșoacă. Și nu sună așa de rău pentru că are șu, dacă am fi spus tovarășa Șoșoacă, pentru că are o nouă viși în vântul viu, e onomatopeic atractivă. Deci, nu mi-am pierdut complet simțul umorului față de acum 10 ani, nu? Așa. Se discută foarte mult la București despre data alegerilor prezidențiale. Se discută mai puțin despre candidați, deloc despre programe politice. Cum vedeți dumneavoastră această neputință de a stabili un calendar predictibil pentru alegeri? Din nou, asta înseamnă că le pasă foarte puțin de ceea ce raportează electoratul. În primul rând, sigur că lumea este obosită, dar vedeam acum 5 ani, n-am mai postat, dar pe Facebook are un mare avantaj, îmi readuce aminte lucruri care le-am scris. Și era o poză acolo, și probabil că ne apropiem de finalul acestei discuții, era o poză acolo foarte frumoasă și dacă în momentul când o să am link-ul, îl voi pune la tag pe unul din oamenii pe care îi admir cel mai mult. Cineva poate să mă întrebe, dar pe cine admir? Ei, îl admir pe Victor Rebenciuc, ca să vă dau un nume. Și era o poză cu Victor Rebenciuc exact pe 30 iunie, deci 5 ani în urmă, în Piața Victoriei. Avem ce să arătăm, avem ce să oferim. Îl avem pe Marius Manole, avem pe Ana Blandian, avem o mulțime de lucruri din diverse generații pe care le putem oferi. Avem pe Radu Hosu și așa mai departe. Deci există oameni pe care noi am urmărit de departe. Unii sunt în relații, scriu, alții, nu pot să fiu în relații cu 22 de milioane. Dar, deci aici uneori păcătuiesc prin faptul că nu pot răspunde. Dar cred că miza este, și nu disper, pentru că acum 5 ani de când Cehia părea o țară într-un fel pierdută. Și au venit alegerile și uite-l pe Petru și Pavel într-un singur om, cheamă Peter Pavel, la el m-am gândit că el își serbează ambele, și numele de familie și numele și prenumele în aceeași zi. Și care a venit cu o platformă care suna acum 5 ani de pe altă planetă, cu o platformă haveliană. Deci ideile de societate civilă, respect pentru individ, o societate demnă în care individul nu este umilit. Și așa mai departe, au fost idei importante ale USR-ului, trebuie regândite, trebuie reîmpachetate, trebuie aduse la zi. E nevoie, dacă vreți, de ceea ce în catolicism se numește ajornamento, aducere la zi, USR-ul, USR a dus la zi. Avem ce oferi, urmează alegeri și nu știm încă cine va candida, cel puțin la alegerile prezidențiale, însă avem potențial candidați. Care sunt? Un lider euroatlantic care a plagiat în teza de doctorat, unul care nu-și găsește nici măcar diploma de bac, un general plagiator care și-a adăugat în CV o bătălie inventată,
o proaspătă lideră de partid care nu își poate ascunde tendințele conservatoare, șeful unui partid care se revendică de la Vlad Țepeș și de la Ștefan cel Mare și ultima pe listă, cu voia dumneavoastră, Diana Șoșoacă. Ce spune această ofertă politică despre viitorul României? E cam dezolantă, în primul rând, și arată o pauperizare, practic, cum spuneam, sărăcirea ofertei politice. Dacă nu aducem ideile și valorile în prim planul competiției, se va produce o disipare de acest gen, o dezintegrare a interesului pentru politică, un absenteism și nu știu, dar există ceva care mă face să cred. Nu sunt un optimist determinist. Nu cred că totul se va termina bine la sfârșitul mileniilor. Poate da, poate nu, nu știu. Dar cred că s-a acumulat în România destulă inteligență politică, care dacă este, detest cuvântul canalizat, dacă este orientată în direcția care să genereze ceea ce în literatură se numește emoții populare. Deci emoții populare, ceva care să încălzească sufletul. Nu-i destul să le spui că bon și bonjour și este genul ăsta. Nu-i destul să porți costum Armani sau eu știu ce altă treabă care să arate occidentalism. Deci că ex-occidente lux înseamnă ceva, că lumina poate veni din Occident și că există lucruri palpabile pe care un partid și un guvern de orientare clar liberală, în sensul filozofiei politice liberale, nu în sensul unor lozinci, cred că ar schimba niște date, dar a existat. Da. Deocamdată Marcel Ciolacu versus Mircea Joană pare cel mai verosimil scenariu pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale. Dumneavoastră, care considerați că ar fi cel mai bun, respectiv cel mai rău scenariu pe care vi-l puteți imagina? Da, am scris ceva recent despre Mircea. Îl cunosc bine pe Mircea Joană, a fost un ambasador foarte bun aici. Nu am fost totdeauna pe aceeași lungime de undă, aș spune chiar adeseori n-am fost, dar a știut să păstreze un echilibru întotdeauna, cu mine cel puțin. M-a invitat în 2005, cred că am și găsit invitația și mai mult decât atât m-a invitat să țin de keynote address la o întâlnire a Institutului Aspen, care a coincis cu ședința Parlamentului din 18 decembrie 2006. Pe ultima sută de, după ce mi-a spus că vine, nu numai că el era președintele PSD-ului în momentul respectiv, Iniescu era președinte de onoare și Mircea era președintele PSD-ului. Și mi-a spus, am vorbit la telefon sau ne-am ce văzut și mi-a spus, nu numai că vine, l-aduc și pe X, Y, Z, care era fostul prim-ministru italian și pe ei, doamne, voi fi acolo, voi fi nu. După care a avut loc congresul PSD-ului, cu 3 zile înainte, deci pe 15 decembrie, noi am fost pe 18. Și la congresul PSD-ului, pentru a fi numit candidatul PSD-ului, Iescu i-a pus condiții. Nu știu dacă el își amintește, dar eu mi-amintesc. Și înainte ca textul raportului să devină bun public, pentru că devenea bun public abia în momentul când era difuzat de Monitor oficial. Ăla era momentul în care devenea bun public. Până atunci era document, nu se cred, dar nu era difuzat. Așa. Și el nu-l citise în mod cert. Același Mircea Doamnă, care mă invita să fiu keynote speaker, care mi-a anunțat că vine cu tot alaiul de parlamentari PSD și că va fi acolo, a acceptat, practic, șantajul lui Iliescu, care a spus, nu numai că nu vă duceți, dar au dat o rezoluție, puteți să o găsiți, era internetul, o găsim, în care au condamnat, cum să spun, sau antepronunțat, au condamnat a priori, nu-l văzuse, raportul ca fiind o lucrătură băsistă și așa mai departe, și care băsistă, ce era Alexandru Zub băsist, despre ce vorbim, era Manolescu băsist, despre ce vorbim, era, eu știu, pentru Monica Lovinescu.
Pentru publicul nostru este vorba de raportul Comisiei Tismăneanu, cel în urma căruia comunismul în România a fost declarat, așa cum obișnuim acum să folosim sintagma asta, ca pe un clișeu, ilegitim și criminal. A fost pentru prima oară când într-un for în Parlamentul României... În numele statului român? În numele statului român? În numele statului român? Franța a durat ca Jacques Chirac, președintele Franței, să condamne guvernul de la Vichy ca antinațional și criminal, 40 de ani. 40 de ani. Domnule, și chestia, după ultimele alegeri, nu pare a fi fost complet rezolvată. Domnule Tismăneanu, penultima mea întrebare este aceasta. Ce așteptați dumneavoastră de la viitorul președinte al României? Și vreau să vă întreb și cum ați descrie România condusă de acest președinte? Am o carte cu Cristi Pătrășconiu, nu? Cartea Președinților, părută la Humanitas. În mod cert să nu intrăm, vă rog, într-o discuție despre actualul președinte, pentru că e, după părerea mea, o pierdere de vreme. Dacă se ajunge la Ciolacu versus Joană, amândoi vin în aceeași grupare politică. Cu diferența este că Joană înțelege Occidentul, nu sunt convins că Ciolacu nu înțelege. Joană este multiling, e sigur franceză și sigur engleză, s-ar fi precis, poate că vorbește și altă. Ca asset în relațiile internaționale ale României, dar să repet, în condițiile în care ajungem în această situație, în care să fie Ciolacu versus Joană. Nu știu cum se va termina chestia cu plagiatul. Plagiatul nu mă bag în toată discuția asta, nici n-am văzut teza, pentru că nu m-am dus la susținerea tezei, așa că nu mă veți găsi în pozele care se circulă de acum pe internet cu cine era în prim plan și așa mai departe. Știu câțiva care s-au dus, eu am avut prudența să spun că s-a ocupat. Așa, mai ales când ați fost invitat. Am fost invitat, da, sigur. Mircea, eu m-am lucrat foarte amicală cu Mircea și cu soția sa, îi știu copiii, el îl știe pe fiul meu și pe soția mea, deci cât a fost ambasador. Iar ca ministru de externe, într-un moment pe care unii vor să-l uite, am intervenit la cererea a directorului din epoca al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, pe care era încă Irie, Marius Oprea, și sediul lor era pe Matei Voivod și clădirea aparținea Ministerului de Externe. Și îmi amintesc că mă sună Marius pe vremea aceea, poți vorbi cu amicul tău Mircea Joană că vor să ne dea afară sau ne-au mărit chiria de 7 ori sau ceva de genul ăsta. Păi zic, nu prea am conversații cu Mircea, dar să-l sun. L-am sunat și după, în 2006 când m-am văzut, eu zic, să știi că eu am acționat atunci. Zice, dar ce s-a întâmplat? Păi, nu numai că nu le-am mărit chiria, ba le-am redus-o. E, mulțumesc, puteai să-mi spui. Da, și după 2 săptămâni m-am trezit înjurat de Marius Oprea într-un interviu. Nu m-am simțit foarte bine. Păi, nu-mi ceri să intervin la Mircea Joană. Acum sper să nu mă dea nimeni în judecată că am pus pile la Mircea Joană. Dar așa a fost. Și în orice caz eram dezinteresat, n-aveam nicio treabă. Încercam să salvez un centru de cercetare. Și care, dacă puteam interveni să nu fie dați afară în stradă sau ce se cerea în vremea respectivă, am făcut-o. Și nu regret. Spuneți-mi despre alegerile din România. Poate să audă și alte voci și să le înțeleagă. Are capacitate de dialog cu masele și așa mai departe cum ar trebui? Mă îndoiesc. Cred că Ciolacu cu populismul său, cu covrigii și cu mititei și așa mai, nici nu e tip de covrigi și mititei. Deci aici depinde ce va prima în imaginea publică. Contează enorm imaginea. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Mulțumesc și vouă că ați rămas până la acest moment al dialogului. Vă mulțumesc încă o dată. Eu sunt Laurențiu Ungureanu. La revedere!